Luni, 11 iulie, Zalău. Mergem să vedem castrul roman Porolisiu. Dar înainte de asta trebuie să opresc să-mi iau rovinet. Da. Eu stau în Zalău. Am venit de ieri seară și plec mâine. Mâine mă duc spre Turda. Și ăsta trebuia neapărat să-l văd, vă dați seama. Păi da, nu. Nu, no, că nu mă duc la salină, sincer. Că nu, adică... Eu sunt mai mult cu chestiile istorice. Astea le caut. Mai este grădina zmeilor la Gilgaua Marcului. Da, o știu. Mă duc să iau la pas. Cum vezi, liniștit. Da, liniștit, da. Liniștit, așa, tot ce te dau. Mai ales că acum am și plătit, da? Bine. Ce anume? Știu. Tocmai de-aia vreau să ridic drona ca să văd de sus cât de mare este. De-aia am și zis că totuși plătesc, așa cu telefonul nu înțelegi. Bine ați venit la Porolisium, castrul roman Porolisium, complex arheologic Porolisium. Este unul dintre cele mai mari, cele mai importante castre romane din Dacia Superior, din fosta provincie Dacia Romană, care se află în prezent aproape de orașul Zalău. Iată aici circuitul, atât că se poate vedea. O reconstituire a castrului cu barăci, comandament probabil, amfiteatru. Haideți să vedem ce găsim. Foarte mare tot situl în sine. Nici nu știu dacă pot să văd chiar tot. Dar... îmi place așa să mă plimb pe aici. Pe dealurile astea, pe văile astea. E frumos. Necropolă, cel mai probabil. Flavius Valentias. Am și drona la mine, pentru că astfel de locuri, dacă dorești să le înțelegi și să realizezi cât de mari au fost din punct de vedere al dimensiunilor, trebuie să ridici o dronă, sincer. Templul zeului Bel, acesta ce s-a descoperit aici.
sala de banchete. Acolo. Vă dați seama că atracția principală a acestui castru este amfiteatru, care se află dincolo de acea pădure, de acei copaci, în fața mea. Încă o dată priveliștea de aici de sus. Vreme perfectă. Fântâna. Camera o am pe piept, practic, un suport pe piept, ca să vedeți de la nivelul solului ce se întâmplă. Dar v-am zis, o să mă tot plimb aici, pentru că trebuie să vedeți amfiteatru, trebuie să vedeți dimensiunea castrului de la înălțime. Acest castru Porolisium din această zonă, cum vă spuneam, a avut un rol foarte important și făcea legătură cu cel de la Cluj, Napoca se numea înainte, și mergea mai departe și către Potaisa. Erau drumuri romane ce legau aceste orașe. Se prea poate ca în această zonă să fi fost și o așezare dacică. Nu știu dacă neapărat aici unde este castru, dar în zona apropiată, care mai târziu a fost absorbită de Imperiul Roman, intrând în provincia romană Dacia. Mai în față o să vedeți și poarta Pretoria, poarta principală de acces în castru, pe unde intrau de obicei comandanții, generalii și așa mai departe. Și întotdeauna se recunoștea foarte bine de la distanță, pentru că e destul de masivă, seamănă cu două mari turnuri de unde se supraveghea. Tot complexul în sine e destul de bine amenajat, electricitate, camere de filmat pe aproape fiecare stâlp, 6 lei intrare și 200 de lei dacă vrei să faci poze cu aparatul DSLR sau cu drona. Cu telefon nu e nicio problemă. Castrul roman Porolisium a fost un oraș roman din Dacia și a fost stabilit ca tabără militară în anul 106 după Hristos, în timpul războaielor daco-romane ale lui Traian. Orașul în sine s-a dezvoltat destul de repede prin intermediul comerțului cu mai mulți băștinași sau cu mai multe triburi de aici din zonă, mai multe civilizații de aici din zonă, și a devenit într-un final capitala provinciei romane Dacia Porolisensis, adică această zonă aici, aproape de Zalău, Dacia Superior, zona aceasta, regiunea aceasta, subdiviziunea aceasta, să o numesc așa, se numea Dacia Porolisensis. Situl în sine este destul de mare, așa cum se poate observa. Este foarte bine întreținut, camere de vedere peste tot. Ți ia destul de mult să-l vizitezi la pas, să spun așa. Prețul de intrare este 6 lei per adult și 200 de lei dacă vrei să ridici drona. Deci vă dați seama că trebuie să plătesc pentru asemenea imagini. Aici au fost mai multe unități militare, legiuni romane,
printre cele mai cunoscute fiind cele două, Gemina și Macedonica, cele care au și rămas o bună perioadă de timp în Dacia Romană, pentru aproape toată perioada Daciei Romane. Ar mai fi fost și legiunea 4-a Flavia Felix, dacă nu greșesc, plus câteva cohorte, cum ar fi Britonum, Dacorum, mă rog, mai multe. Înainte de a deveni oraș și înainte de a deveni un punct foarte important, la începutul celui de-al doilea război dacoroman, împăratul Traian a înființat aici, în zonă, în apropiere, un punct fortificat pe locul orașului pentru a apăra principala zonă de trecere prin Carpați. Fortul inițial era construit din lemn și găzduia undeva la 5.000 de soldați. Castrul în sine, ca fiecare castru roman din Imperiul Roman, implicit din Dacia Romană, are poarta principală Pretoria, care era principala cale de acces în castru și întotdeauna era îndreptată către fața inamicilor, de unde se credea că inamicii pot ataca cel mai ușor. Tot ce este în jurul castrului sunt niște văi, acum în prezent, niște pădurici colo, deci dacă vă uitați spre poarta Pretoria se poate observa că era o cale mai ușor de acces. Mai sunt într-adevăr și alte porți, cum ar fi poarta Principalis, care se află în stânga porții Pretoria, cum te uiți din castru, comandamentul, o clădire foarte importantă, și bineînțeles amfiteatru, care era de multe ori nelipsit din asemenea orașe. Amfiteatre la fel importante mai găsim și la Ulpia Traiana, fosta capitală a Daciei Romane, mai găsim și la Drobeta, se mai găsește, dacă nu greșesc, și la Mitia sau Mitia, uite că mereu uit numele la localitatea aia de acolo. Așa, amfiteatrul nu știu pe unde ar mai putea fi, cred că mai sunt, dar nu îmi dai seama acum. Mă rog, alte informații aș putea să vă mai spun că, deși orașul a fost fondat ca un centru militar în primă fază, după o perioadă acesta a început să pună la punct, să ridice și anumite clădiri publice, cum ar fi diferite temple, cum ar fi amfiteatrul de care v-am povestit, și a devenit o așezare bine înrădăcinată, care a continuat o bună perioadă de timp și care, cum vă spuneam la început, făcea comerț cu locuitori din zonă, probabil daci, probabil alte neamuri, alte civilizații. Eu am venit din Zalău pentru a vedea acest castru, această așezare. Am făcut aproximativ 30 de minute, iar asta pentru că drumurile au fost destul de proaste, cu părere de rău o spun. Este luni astăzi, când filmez eu și când vă povestesc aici, am mai văzut două persoane, sau trei, nu mai știu exact. Am înțeles că ieri au fost foarte, foarte mulți oameni. Așa, dacă vreți să veniți să fotografiați cu telefonul toate cele bune, dacă vreți să veniți să fotografiați în schimb cu aparatul DSLR sau cu drona sau cu ceva asemănător, 200 de lei taxa. Da? Cam atât de la Porolisum. Mi-am dorit de mult să ajung aici. Iată că am ajuns. Vremea a fost perfectă, nu a plouat. Puțin orat, dar nu a plouat. În opinia mea, este unul dintre cele mai frumoase și mai bine treținute complexe arheologice. Nu că le-aș fi văzut eu pe toate din țară, dar cel pe care l-am văzut chiar arată bine. Și este combinația asta între modern și încă natural, încă sălbatic. Adică, din ce vedeți și pe imaginile mele, ca să ajungi într-un punct altul, mergi așa pe niște drumuri din astea, pe lângă niște copaci, niște ierburi, niște bălării din astea așa, care îți dă o senzație plăcută totuși, adică și în jurul lui se vede foarte frumos, niște văi, niște dealuri, niște piscuri, frumos. Vă recomand, cu siguranță vă recomand. Numai bine!